în ce domeniu ai activat înainte să începi cursul la noi și ce facultate ai terminat? Ca și domeniu, n-am avut un domeniu propriu zis anume, am lucrat în mai multe locații și prin afara țării, cel mai mult customer support, tech support. Și ce facultate ai terminat? Iar ca și facultate, niciuna. În momentul de față am trecut pe la câteva, n-am avut răbdarea ca să și stau până la capăt. Am făcut 2 ani de inginerie aerospațială și 2 ani de MateInfo. Bănuiesc că înainte să începi cursul la noi, ți-ai format un set de așteptări. Aș vrea să știu care au fost acestea și dacă ți-au fost îndeplinite pe parcursul și după finalizarea cursului. Așteptările cele mai mari erau ca să avem o prezentare bună a bazelor, ceva exercițiu practic, explicarea termenilor, în mare parte acea bază de care toată lumea are nevoie, introducerea în domeniu și tehnologiilor și aceste aspecte. Și da, în cea mai mare parte a fost exact ce trebuie să fie. Ce poți să-mi spui despre interacțiunea cu trainerul tău? A fost bine. E o persoană foarte faină. A explicat când am avut întrebări. E super ok. Mi-a plăcut în general. Tot în general aș vrea să te întreb care au fost lucrurile care ți-au plăcut, dar și cele care poate nu ți-au plăcut în cadrul cursului. Plăcut a fost cea mai mare parte ok. Dacă am avut ceva care nu mi-a plăcut, nu neapărat că nu mi-a plăcut, care aș fi vrut ceva schimbări pe acea parte, am uitat de atunci până acum, fiindcă cea mai mare parte a fost experiență pozitivă. Dar ceva greu ți s-a părut? Nu, a fost accesibil. A fost totul accesibil. Erau anumite lucruri care le înțelegeam mai greu sau am avut problemele ele, dar asta nu e parte de curs, asta e parte de ce am putut eu înțelege în acel moment legat de acele chestii. Aș vrea să te întreb cât de mult consider că a contat studiul individual pe parcursul cursului. Ca fiecare dintre noi care am fost pe la cursuri și lucrez pe lângă și ce mai de făcut, încerci să faci ceva studiu individual, mai mult, mai puțin, dar da, contează foarte mult. Trebuie făcut și acela pe cât posibil. Dacă te rog, poți să-mi spui unde lucrezi în momentul de față și pe ce post? În momentul de față este o tranziție unde lucrez eu acum. Voi trece ca freelancer, dar în cadrul... E un pic mai complicat. Compania actuală are mai multe sedii în mai multe țări. În România a rămas sediu relativ micut și au ajuns la concluzia că are mai mult sens să trecem pe partea de freelancer. Dar postul meu în cadrul organizației este în momentul de față de team lead pe QA. Ai început acest post direct cu un full-time job sau a fost un internship? La interviu am cerut orice este disponibil și am început cu full-time. Despre interviu, ce poți să-mi spui? Prin câte etape ai trecut? Cum a fost? Dacă ai prezentat proiectele făcute în cadrul cursului de către tine? Nu, a fost o singură etapă. A fost destul de lung. Nu mă așteptam să fie chiar atât de lung. A fost, în general, despre partea de QA și o grămadă de întrebări despre procesul de lucru, despre ce aș face dacă, și lucruri de genul acesta. În cea mai mare parte a fost, fiind și partea de manual, n-a fost automation, nu au fost și părți de limbaj de programare. Și aceasta a fost prima ta încercare sau ai avut mai multe interviuri înainte sau mai multe aplicări la job? Aplicări la job am avut probabil peste 30, dintre care am fost contactat înapoi de vreo 4 firme și aici am la unul sau la două a fost un test de QA care nici acum n-a ști să-l rezolv, ca să fiu sincer. Nu știu ce este testul acela sau de când este și l-am arătat și la alte persoane cu 10 ani experiență.
în QA și au zis că barna ce e ăla. Și nu am, la una am refuzat eu să mă duc, la una nu am fost acceptat și aici a fost. Înțeles. Consider că te-a ajutat cursul nostru ca să treci de aceste interviuri, dar și în cadrul actualului loc de muncă? Da, m-a ajutat la început. Având bazele acelea și încrederea respectivă că știu despre ce vorbesc, a contat destul de mult la interviu. Și la început a contat, dar apoi depinde și foarte mult și de tine să te mulezi pe celelalte persoane, modul de lucru al companiei, cum îți arată că trebuie să faci lucrurile, să nu fii rigid pe ce ai învățat tu sau ce știi, crezi că știi tu, să fii tot timpul flexibil în modul ce îți arată ceilalți și modul lor de lucru. Deci consider că în acest domeniu este nevoie de o continuă perfecționare. Automat, tot timpul va trebui să învățat. Chiar acum, înainte de interviu, lucram la ceva ce mă chinui 2 ore și ceva să-mi dau seama exact ce trebuie să fac acolo și încă este ongoing. Aș vrea să te întreb dacă îți place actualul loc de muncă și dacă domeniul IT și lucratul în domeniul IT este așa cum te așteptai și așa cum ai auzit de la restul lumii sau poate că l-ai simțit puțin diferit pe propria piele. Eu pentru mine este exact ceea ce aveam nevoie și ceea ce căutam. Venind de pe partea de customer support cu interacțiuni nenumărate cu clienți, căutam ceva care să elimin toată această interacțiune complet și să fie doar o interacțiune între colegi de muncă, acest tip de interacțiune. Și da, este exact ceea ce căutam și ceea ce îmi doream. Și pe viitor, ce planuri ai? Intenționezi să rămâi în domeniu și să evoluezi? Pe viitor, chiar poate cât mai curând posibil, da, aș trece foarte mult pe partea de automation. Chiar este ceea ce fac acum este un bun început pentru a trece în partea de automation și firma a avut la un moment dat deși munca noastră constă în 80% manual, au fost și ceva proiecte de automation care un pic s-au cam pierdut pe drum, dar mă uitam prin ele ca să văd cum aș putea să le readuc la viață din nou, să intrăm pe partea aceea. Ce spui? Ai recomandat cursul nostru și altor persoane? Deja l-am și recomandat la câteva persoane. N-am verificat dacă s-au înscris pentru că nu le știam direct, dar știau persoanele care m-am angajat aici în firmă, știau că l-am terminat cursul și m-au întrebat unde am terminat și cum a fost și da, chiar am recomandat. Cu asterisk că o să-ți ofere bazele principale, bazele, dar o să fie destul de multă muncă pe partea care trebuie să faci tu. Bun, acum, în ultima fază, aș vrea să te întreb ce le-ai spune și ce sfaturi ai avea pentru toate persoanele care sunt în căutarea cursurilor în domeniul IT și vor să schimbe actualul loc de muncă cu totodată întreaga viață. Pe lângă o parte de noroc care trebuie să ai ca să aplici la firma. Eu nu am aplicat direct la această firmă, nu o știam. Am prin intermediul unei persoane apropiate, am nu, cum se zice, ca pile, pur și simplu știa HR-ul și i-a dat CV-ul meu. Și pe lângă partea aceea de noroc, trebuie să nu te descurajezi, multă muncă individuală, aplici la cât mai multe locuri, cum a fost și la mine, 25 de nu, 26 de nu, nu înseamnă neapărat că nu e pentru mine, trebuie să continui să încerci, dar asta n-a fost o descurajare, am zis că trebuie să văd mai mult, trebuie să-mi dau silința mai mult, trebuie să vadă că știu să fac ceea ce trebuie făcut și așa, cu șansă și cu noroc și cu muncă, a ajuns unde a ajuns acum. Bun. Deci, cam asta a fost. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat acest interviu. Mi-a părut foarte bine și îți doresc mult succes în tot și să ajungi acolo unde îți dorești tu cel mai mult.